Deci s-a dedat la ocol, la Mitrăci. Aolo! L-a luat și l-a, acum e în drum către medicina legală Călăraș. Aolo! N-au nici curent amărâți. Cum o să-l înmormânteze? Băi, e foarte bun, băiat amărât. La data de 23.06.2011, orele 19.30, lucrătorii din cadrul PP Mitre în județul Călăraș au fost sesizați telefonic de către un numitul Postolea Vasilică, pădurar din cadrul ocolului Silvic Mitren, cu privire la faptul că, în jurul orelor 15, o persoană de sex masculin de circa 22 de ani a intrat să facă baie în lacul comunei, de unde nu a mai ieșit, fiind posibil să se fi necat. La fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliției Municipiului Oltenița, județul Călăraș, și o echipă de intervenție din cadrul ISU, procedând la căutarea persoanei dispărute, timp de aproximativ 5 ore datorită înoptării. Căutările au fost reluate în dimineața zilei de 24.06.2011, cadavrul fiind găsit în jurul orelor 10.30, neprezentând urme de violență, foarte important. Aceasta urmează să fie depus la morga SML Călăraș în vederea necropsiei. Vai, dar cum să nu? E de mic copil, e, cum să nu? Un băiat muncitor și amărât săracul. Amărât rău, ai de capul meu. Care și o fată moartă acum 3 ani, cancer la sân. De Sfântul Ion a venit la bărbatimă, la mine de Sfântul Ion e cu o ciocolată, mama e Cico, tu m-ai crescut, cu tata e Ioane, nu mai pot de el. Ce știți despre? Am arătat, mamica a fost, n-a avut nimic cu copilul ăsta. Luați-vă ce ziceva, că n-are niciun ban amărâta. S-a dus să muncească acolo? S-a să muncească, lecuțule, s-a să muncească și el de sărăcie. Și de aceea și mă zic câte o pâine acolo, ce să mai facă ea? Că mă mori de foame în casă. Da. Un băiat foarte bun, un băiat amărât, a fost tot timpul mai la oi. N-a greșit la nimeni pe linia asta, un băiat muncitor, ce să vă spun, ceva. Era singur care și-a ajutat mama? Da, foarte singur, foarte singur, da. Asta e cum... Frați, surori? Frasul are o soră moartă, a murit de cancer. Nu-l ajută mamă, deci un tată care nu-l cunoaștem, a fost așa... Ce să vă spun, a fost foarte gospodar, un băiat muncitor, foarte muncitor, s-a ținut de servici, de treabă, s-a... Cum vă înțelegeați cu el? Foarte bine, foarte bine. Respectuos? Da, foarte respectuos, da. În ziua de 23 iunie am fost solicitați de către șeful postului de poliție al comunei Mitren pentru căutarea unei persoane dispărută pe lacul ocolului Silvic Mitren. Am intervenit cu un echipaj cu barcă pneumatică și autocamion de intervenție până în jurul orei 23. În ziua de 24 am reluat căutările. Persoana dispărută a fost găsită în jurul orelor 11.